Salutare, sunt Adrian, iar în acest episod am să vă prezint un setup video pentru cei care fac vlogging. Este un kit video minimalist, foarte comod și ușor de folosit pentru cei care fac vlogging în mișcare sau vlogging de călătorie. Alegerea camerei video și a accesoriilor este dificilă și probabil că mulți dintre voi vă gândiți că pentru a face un vlog de călătorie trebuie să aveți după voi genți pline cu echipament video și audio, dar nu este chiar așa. Soluția pe care vi-o propun eu este foarte practică și foarte comodă, iar tot echipamentul video îl puteți ține chiar în buzunare. Dar cel mai important este că acest setup video îl puteți asambla în maxim 2 minute și puteți filma liniștit și relaxați fără a atrage privirea celor din jur. Cu acest kit video puteți face vlogul vostru de călătorie oriunde, în Grecia, în Turcia, Egipt, Canada sau Africa de Sud. Încep cu camera video pentru că ea este cea mai importantă în acest kit, iar eu vă recomand Sony ZV1 pentru raportul calitate-preț. În momentul de față, camera costă aproximativ 3400 de lei. Este o cameră concepută pentru vlogging, pe lângă ușurința cu care puteți filma cu această cameră, chiar dacă nu sunteți profesioniști în domeniu, camera are și multe alte aturi, cum ar fi filmează și în format 4K, are ecranul rabatabil, are autofocus extrem de rapid, Poate filma la 120 de fotograme pe secundă la rezoluția 1920x1080 și la 60 de fotograme pe secundă în format 4K. Are filtru ND încorporat și este extrem de mică. Însă atenție, trebuie să vă cumpărați un al doilea acumulator sau să aveți o baterie externă pentru că se descarcă foarte repede. Deși Sony ZV-1 captează destul de bine sunetul cu microfonul său încorporat, eu vă recomand și un microfon extern, și anume Rode Video Micro, este foarte accesibil ca preț, costă aproximativ 300 de lei, iar calitatea sunetului captată de acest microfon este foarte bună. La capitolul rigging vă recomand un case de la Small Rig special făcut pentru Sony ZV1. Este util pentru că vă puteți monta pe cameră în același timp și microfonul, un mâner sau un LED panel de dimensiuni mici. Prețul acestui case este de aproximativ 300 de lei. Legat de trepied, în mod normal ar trebui să vă recomand unul mare, însă având în vedere că vorbim de un kit video minimalist, o să vă recomand un mini trepied de la Manfrotto. Este foarte bun să montați camera pe el și să filmați din mână sau să-l puneți pe jos pentru cadrele fixe de ilustrație ale vlogului vostru. Un LED panel este întotdeauna util. Poate vrei să faci un intro sau un extro din camera de hotel sau noaptea pe stradă și atunci o lumină este ideală de montat pe cameră. Vă recomand Aperture MC. Este un mini LED panel de 5W cu RGB și temperatură de culoare variabilă. Prețul acestui LED este de aproximativ 500 de lei. Ca și card, vă recomand Kingston de 64GB la viteza de 170 pe secundă pentru a putea filma și în format 4K. Cam așa arată kitul video minimalist propus de mine pentru toți cei care vor să înceapă să facă vlogging de călătorie și nu numai. Bineînțeles că se pot realiza kituri video mult mai scumpe și mai performante, însă vă garantez că cu acest tab video veți avea o calitate excelentă a imaginii și veți avea și o comoditate în a filma. Veți putea să vă mișcați rapid pe teren pentru că atunci când faceți vlogging de călătorie lucrurile se succed foarte rapid și nu ai timp de prea multe pregătiri. Chiar acest clip la care vă uitați acum este filmat cu acest setup pe care eu vi l-am propus. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like și să vă abonați la canalul meu. Toate cele bune, pe curând!